titlul de sub. Și eu zic, da, fraiere, pozitiv, super, good boy al tău. Da. Da? De la asta cresc stresuri și mai mari. La ce mă ajută asta să vindec frici, e teribil. Masa și acest sistem este să observ, și de cele mai multe ori din accidente am observat lucruri. Lucram cu câinele pază pe masă, îmi stătea pe mușcătură, aveam sistemul la început și cineva din public, proprietarul sau nu știu ce, a foșnit un bidon și am observat că se sperie câinele de bidoane, de sunetul de plastic. În secunda aia am posibilitatea să greglez frica de bidoane. Deja îi iau din mână și mă joc intenționat. Mi-a dat Dumnezeu o șansă teribilă să-l am în față și să constat că are o sensibilitate foarte mare sau s-a mișcat, a căzut apă din tavan și el... Păi vă dați seama ce înseamnă într-un câine de real că i-a căzut o picătură în cap să dea drumul la mușcătură? Ai pus-o. Da. Păi și cum o rezolvi? Adică, ok. Deci vorbim de frici. Da. El cum s-a trezit din frică, a dat, aoleu, un zgomot. Da, da. Și pentru el a fost destul să renunțe. Ok. În momentul în care a renunțat, încep să aplic un negativ constant din lesă, pregătit să fac biceps. Pregătit să fac biceps înseamnă că n-am voie să cedez până el nu-și recapătă mușcătura. N-am voie să mă enervez. Arta acestei meserii este non-emoția. Adică nu... Să ai sângele rece. Să ai sângele rece ca un robot care a fost activat de un buton să faci această mișcare. Să ți se pună, văd că ți-i băi, aduceți-mi țigări, o revistă să citesc. N-ai voie să cedezi, pentru că dacă ai cedat, ai biciuit câinele ăla pe zgardă două minute degeaba, pentru că ai cedat ca un laș și n-a înțeles nimic din asta. Și s-a trezit și cu o situație neplăcută. Deci dacă ai pornit pe acel drum, este imperios necesar să-l duci la final. Și să-l duci la final înseamnă să nu renunți, fiind inventiv la un moment dat, mai folosind, el trebuie să-și recapete mușcătura în condițiile în care te asiguri că picătura de apă din tavan, de data asta eu creez mecanic. Prietenul tău, Cătălin, martor asistent, stă cu o stropitoare deasupra lui și toarnă apă în continuu. Și el se uită la apă și închide ochii și ar da drumul și eu zic, a, până intră din nou. Și ai să vezi că rămâne cu apa și cu mușcătura, s-a terminat, se oprește și apa în momentul în care intră pe mușcătură. Te folosești de ce ai observat în favoarea ta. După ce asta este foarte clar și o să râdeți, în 3-4 zile este foarte clar cu orice câine. Este foarte clar ce are de făcut. Ai imagini cu abordarea? O să caut. S-ar putea să da, s-ar putea să nu. S-ar putea să am imagini cu câini de clienți care nu știu dacă neapărat sunt de acord. O să fac. Aș putea, practic, vreodată, dacă mi-asigur cadrul, să o fac live. Live însemnând într-o filmare de o zi, îmi vii cu o frică clară, dovedită a câinilor, arhicunoscută și să-ți arăt cum se rezolvă. Practic, tu nu-l vindești neapărat de acea frică, însă îl faci să lucreze cu ea. Da, eu să înțeleg din asta că tu pui... Cred foarte mult în sistem. O stimulare tactilă de sorginte negativă. Da. Da. Așa cum este cea care îi creează lui frica efectivă, este o stimulare, indiferent că este sonoră. Tot o stimulare negativă este. Tactilă e negativă. Da. Deci tu demonstrezi câinelui că există și lucruri de care să se concentreze, să se preocupe mai mult de stimularea ta. Corect. Că este mai puternică ca intensitate și îl impactează mai mult decât acea picătură, da. Și totodată îl convingi cumva să se apuce din nou de activitatea pe care tocmai renunțase, da. Pentru a controla acest stimul. Da, numai că asta nu trebuie să fie o mânare a orgoliului, lasă-mă că ți-arăt eu, ci de fapt să o vezi ca pe o chestie extra pozitivă. Tu practic ai, o să râzi, marele beneficiu al acestui sistem este că în timp toată chestia aia cu apa îi trece. Da. El se vindecă în procesul de vindecare în mod natural. El nu mai are o problemă. Nu se mai preocupă de apă. Dispare frica de apă din plaja lui de emoții, din plaja lui de frici. Că își dă seama că acel stimul poate fi tolerat. Da, că de fapt tu nu le expui la jar sau la foc sau la apă, vorbim, sau un bidon, ok, dă-l în masă. Sigur că
Cu aici te poți juca. Și aici de zgarda aia, dar da. La un dat așa folosești și zgarda cu telecomandă. Da, vei? Pentru că după aia le împerechez. Le împerechez înseamnă în momentul în care vreau să trec fac deja la trecerea, fac asociere. În aceeași mână în care, când trag, fac și apăsarea de buton, după care dispare tragerea și rămâne doar butonul, pentru că el este cunoscut de câine. Absolut, fără doar și poate. Și în condiții în care câinele este tentat să cedeze la distanță, la atacul lansat, în care a țipat atentatorul de te-ai speriat și tu la 100 de metri, și vezi că ezită, nu faci decât să press the button și zice, hai să crezi că lucrează în frică, dar de fapt atât de mult întărești un câine, decât dacă lucrezi foarte bine pe sistemul ăsta, tu nici nu, un câine foarte slab, puțină audiență, nu puțin, aproape foarte puțin ar vedea că la origini, de fapt este un câine fără calități teribile. El va lucra impecabil, mai bine ca mulți câini trăzneți. Pentru că mă bazez mai mult pe sistemul de lucru decât pe genetică. De ce? De nevoie. În primul rând, de fapt, că câinele ideal nu-l mai avem. Tocmai de aceea. Hai să lucrăm cu câinii pe care îi avem. Tot am ajuns la această fază. Aș vrea să-mi spui ce s-a întâmplat de nu a reușit la acel seminar la care am participat mai mulți dresori, tocmai să învățăm câte ceva în plus, care a avut loc aici în Codlea, cu Sugeai. Ce s-a întâmplat de nu ne-a convins de abordarea asta și pe unii dintre noi, cei prezenți, ne-a iritat tipul de abordare și am considerat că nu este o miză să se ducă lucrurile la acel extrem. Adică ce n-a mers de respectivul seminarist nu a convins. Interesantă întrebare, corectă, pentru că am văzut reacțiile și mi le amintesc. Primul răspuns la care am fost tentat să apelez a fost că n-a avut timpul necesar în 3 zile de seminar să vă facă să credeți în teoria lui. Acum însă, dându-mi seama că noi în vreo oră sau de când stăm de vorbă, expunându-ți același sistem, Nu ți-am creat o reacție de mai termine să bați câmpii și nu cred că disimulezi atât de bine încât să nu mă prind. Dacă eu am reușit într-o oră, el, ca brevetor al sistemului de lucru, n-a putut în 3 zile, înseamnă că răspunsul n-a avut timp, nu stă în picioare, nu? Eu am reușit, zic eu, că într-o oră să te fac să înțelegi că sistemul, de fapt, nu e neapărat o mega tâmpenie și cruzime. O să fiu sincer că n-am încotro. Cred că aroganța lui și modul în care a expus lucrurile și oarecum și eșecul meu de a vă traduce ceea ce trebuie. Deși, dacă traduceam tot ce trebuie, la un moment dat putea părea că nu are respect față de public. Și eram tot timpul între a nu crea această stare, pentru că, de fapt, m-am bucurat. Eu am cu foarte, repet, el este un tip foarte tare pe ceea ce face. Nu empatizează sau nu este problema. Eu judecam un profesionist. În momentul în care i-am zis, bă, vină încoace să ținem o chestie de genul ăsta, zice, bine, bă, pentru tine vin. Era în bani, era în cărți, în timpul alea. A făcut-o efectiv pentru mine. Sau, mă rog, din amiciție. Și pentru un pic de faimă. Zic, vină încoace și chiar credeam că o să revoluționeze și o să creeze o stare, pentru că știam că nu e neapărat un sistem la îndemâna oricui, un sistem pe care îl aplică prea mult, știam că e și controversat. Mie îmi place unde e. Lucrurile ieftine nu cred că neapărat sunt controversate. Cred că lucrurile care totuși creează niște interes, acolo apare controversa. Și l-am adus cu cele mai bune intenții aici, așteptând să văd un tip de reacții. Și eu am fost foarte dezamăgit când vedeam că transpunerea de la ce face către ce percepe publicul, că vedeam, nu sunt tâmpit. Și asta m-a rupt și pe mine. După aia nu știu ce să-ți spun exact, dar cred că foarte mult ține de aroganța lui de a prezenta lucrurile și aroganța față de public. Și n-ai dreptul să ai asta. Da. Asta, bă, că oricum nu înțelegeți. Posibil să fi venit cu un aer de... De superioritate, de vedete. De vedete un pic. De vedete e cuvântul cel mai potrivit. Bă, voi uitați-vă la mine ca la spectacol, că da. Restul e de la sine. Nu e chiar așa. El, cred că asta este, eu Cătălin. Eu zic că nu s-a așteptat să întâlnească niște indivizi, cum am fost noi, cei prezenți acolo, care au mai văzut câte ceva la viața lor.
Inclusiv, să zicem, surghiunirea câinelui. Da. Pentru a-l determina să, să facă lucruri. Ceva. Ok? Și de aici a apărut această controversă în mintea unora dintre cei prezenți. Pentru că, probabil că, unele dintre lucrurile pe care seminaristul a încercat să ni le spună sau să ni le arate, unii dintre noi probabil că le-au văzut undeva în spate încercându-le, autodidact fiind. În alte forme chiar. În alte forme, cu alte rase de câini, să facă din rahat bici, cum spuneam, din labrador să facă câine de pază, din husky să-l facă să aibă reacții, să soară la atac și să muște pe cineva. Doar așa în ideea că ce mă, nu pot să-l fac pe ăsta. Și au tras de câine până la nivelul ăsta. Dintr-un câine speriat de bombe, să-l înghesuie atât de tare încât să trezească la o reacție de arătat de col și de mușcat. Dar totodată acești oameni care au încercat cei la rândul lor lucruri au văzut că nu funcționează chestiunile astea până la un punct. Poți să distrugi un câine de tot sau dacă nu are o oarecare genă, că vorbeai tu la începutul dialogului nostru, vorbeai de selecție și este extrem de importantă. Extrem de importantă. Tu nu poți, indiferent ce îi face unui astfel de câine, să-l ridici să fie ca un câine care are acele calități native. Niciodată. Și a apărut conflictul în acea situație. Părerea mea personală este că e foarte corect ce spui. Hai să facem altfel, hai să sintetizăm. Sigur că un câine bun e un câine bun, un câine slab e un câine slab. Însă un câine slab poate să facă lucruri pe care înainte nu putea să le facă printr-un sistem de lucru. Asta este o realitate. Pe mine m-a convins vizual el. Nu odată, nu de două ori, de foarte multe ori. Pe mine și pe mulți alți sceptici. Cu cărțile pe față, față în față, nu la televizor, nu din povestite, live. Cu adus câinele într-o stare, plecat cu problema rezolvată. Aroganța de acolo îi vine, de la faptul că le-a făcut. De câte ori a fost nevoie, he proved his point, ca să zic așa. A făcut-o, recunosc. Problema mea, și de unde s-a creat, dacă vrei, și o ruptură la un moment dat, este pentru că eu am și compasiune față de câine mai multă decât el, care mult mai multă. Și la un moment dat mă întreb de ce să fac asta. Este o întrebare firească. Da. Dacă tot am un candidat slab în față, care este marea finalitate? Până al trece prin toate focurile iadului, să devină maxim un mediocru. Corect. Asta este o problemă unde intervine moralitatea omului și calitatea umană. Ceea ce și cei prezenți. Și dacă mă întreb dacă merită, ți-aș zice nu merită. Da, se poate, ți-aș zice. Doi nu o fă niciodată. La doi când alții sunt direct la nivelul 10. Sunt din naștere la 8. Exact. Care e finalitatea și de ce? Deci de asta s-a întâmplat. Doar din orgoliu. Da. N-am din astea. Da. Nu trebuie să ai din astea. Lucrezi cu ființe vii. Vezi că frumusețea la cei care au fost prezenți acolo, deși și dresorii sunt niște oameni orgolioși. Foarte, aș spune. Așa este. Da? Recunoaștem. Da. Și o resimțim în noi. Totuși, vezi, dresorii au venit acolo, dincolo de orgoliul lor, de a toți știutori sau cum se consideră fiecare. Fiecare, da, unde se situează. Au venit acolo cu gurița închisă, cu mâinile împreunate și a privit să afle ceva. Da? Deci, vezi, ei au trecut peste orgoliu ca să fie acolo. Într-adevăr, orgoliul seminaristului, prin care a încercat să treacă peste orice limită, orice barieră, ca să demonstreze celorlalți ceva, a creat conflictul ăsta. Cred că asta. Probabil că da, Cătălin. Probabil că da. Încheiind acest capitol, mă bucur că l-am abordat, să știi. Și pentru eu. Cei care știu mai despre fost ce vorbim, da. Este o binefacere faptul că l-am atins, practic, ca doi martori oculare al acelui moment. Da, corect. Trecând peste acest capitol, mă bucur că am vorbit, să știi. Și eu. Sunt sigur că n-ai spus tot. Nu știu dacă am putut. S-ar putea să mă fi pierdut în...
în fraze, în detalii, în frazele mele lungi, dar, m-ar supăra asta, o să-mi fac autocritica. Nu cred că este o foarte mare problemă. Ideea este că chiar am vrut să ofer, ce știu. N-ai avut cum să spui tot, pentru că și timpul este scurt. Da. Nu poți să spui o viziune atât de complexă în atâția ani acumulată în câteva zeci de minute. Dar așa totuși, este. Eu îți mulțumesc că ai spus lucruri interesante. Îți mulțumesc că ai participat la un asemenea dialog și că cu tot dragul. Ai fost deschis către a spune oamenilor că și negativul poate să fie prietenul primul. Absolut. De fapt, ăsta este mesajul pe care aș vrea să-l transmit. Nu fac o apologie a negativului, nu mă situez acolo. Cei care mă puneți acolo la zid, să fie zidul vostru. Eu nu cred în asta. Aș vrea foarte mult să fac un apel la această... Îmi place să cred că dacă tu mă consideri parte din acești meseriași, îmi place să cred că sunt și eu acolo un oarecare meseriaș. Mi-ar plăcea să fim mult mai uniți, să pe regiuni, pe zone, pe cluburi, pe țară. Este uriașă experiența mai multor ochi, mai multor mâini, mai multor creiere și a mai multor povești de viață în comparație cu experiența ta personală. Este uriașă, beneficiul este uriaș și dacă nu o facem pentru noi oamenii, dacă nu suntem niște falși iubitori de câini, haideți să o facem pentru câini. Pentru că, de fapt, într-un final, le suntem datori. Dar să știi că nu trebuie să facem numai pentru câini, trebuie să o facem în mod special și pentru oamenii care au grijă de acei câini. Okay? Absolut. Și care nu sunt dresuri. Așa este. Foarte mișto ai pus punctul pe ei. Și eu vă mulțumesc. Să ne vedem cu bine. Cu tot dragul. Oricând. La revedere, dragii mei. La revedere.